Corul de cameră Emanuel al Bisericii Parcul Domenii Cașin, Paraclis Patriarhal, a oferit aseară bucureștenilor un mărțișor muzical. Concertul prilejuit de sosirea primăverii s-a desfășurat în sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică din București. Sub bagheta maestrului Emanuel Pecingină, grupul a interpretat piese corale românești laice, dar și lucrări de inspirație folclorică, fiecare notă muzicală fiind un omagiu adus tradițiilor poporului român. A fost un concert mărțișor dedicat doamnelor și domnișoarelor și nu numai tuturor invitațiilor noștri. A fost un program de muzică laică în care am căutat să surprindem toate stările omenești la început de primăvară. Veselie, bucurie, dragoste, mai ales că ziua Dragobetului a fost destul de recent și cred că programul a fost gustat de publicul prezent. Concertul a fost susținut în cadrul stagiunii corale Paul Constantinescu a Asociației Naționale Corale din România. Cea de la 13-a ediție a stagiunii corale Paul Constantinescu a prezentat în această seară concertul coralei Emanuel. Chiar dacă noi ar trebui să spunem că este un cor religios, cum îl denumim în limbajul nostru, el este mai mult decât atât, pentru că din ce am observat în această seară, a fost interpretat doar program de muzică laică. Corala Emanuel, de altfel, a și participat la festivaluri din țară, unul dintre ele este cel de la Cernavodă, festivalul Ioan de Chirescu. De asemenea, stagiunea este organizată de către Asociația Națională Corală din România, în parteneriat cu Universitatea Națională de Muzică din București și cu Biserica Sfântul Elefterie. E o tradiție Repet, pentru că sunt 13 de ani de când se desfășoară această stagiune. Participă diverse formații corale, sau mai bine spus, au participat de-a lungul anilor, de la corurile de amatori până la corurile de profesioniști, iar când spun asta mă refer la preludiu Voicu-Enăchescu acum corala Patriarhiei Nicolae Lungu și de asemenea corale foarte bune, cum sunt cele de pildă de, de la Târgoviște, corala Apasionato sau Cantus Domini. Tot în cadrul stagiunii Paul Constantinescu, Corul Academic Divina Armonie va susține un concert în data de 18 martie la Biserica Sfântul Elefterie Nou Paraclis Patriarhal, iar în 15 aprilie corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române va concerta la sediul Universității Naționale de Muzică din București.